Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În fiecare zi, în fiecare clipă ne e dor de Republica Fantastică România și ea vine la noi cu noi și noi cadouri și surprize și bucurii. Cum altfel? Multe am văzut și despre multe am aflat noi și am vorbit la rubrica asta, dar serios că ce urmează e o premieră absolută. Adică cel puțin e pentru prima dată când auzim că s-a întâmplat așa ceva. Că nu putem băga mâna în foc, că nu ar mai fi situația asemănătoare pe undeva prin minunata noastră Republică Fantastică. Așadar, un ziarul Gândul relatează cazul unui bucureștean care și-a cumpărat, a cumpărat pentru familie, cum ar veni, o casă, o vilă, nouă-nouță, cum se spune, vilă, nu? La marginea Bucureștiului și a avut surpriza să descopere că utilitățile erau la doi pași, în sensul că literalmente la doi pași, în sensul că apa venea din niște canistre puse în pod, iar gazele de la câteva buteli îngropate în curte. Băi, serios? Eu am făcut asta? Nu cred. Da, e vorba de o casă din cartierul Damache, în orașul Pantelimon. Aparent un cartier cu o reputație destul de nefericită. Eu nu știu cartierul acesta, însă înțeleg că acolo locuiesc... Ce? Damachenii. Nu vrei să-l știi. Nu vreau să-l știu? Eu n-am auzit prima dată când aud. Da, și eu prima dată când aud, înțeleg că sunt diverse persoane care au facultate făcută... Da. Cu ani de zile unii dintre ei la răcoare și acolo se întâmplă diverse chestii. Oricum, cartierul Damache, asta e, cum e, reputație nasoală, dar aerul mai bun, aparent, decât în centrul capitalei. E greu să fie aer mai prost undeva decât în centrul capitalei. Corect. Și ca atare, bucureșteanul a cumpărat vila și s-a mutat fericit că a scăpat de agitația și de poluarea din oraș și după un timp s-au oprit gazele. Așa că fericitul proaspăt proprietar a sunat la compania de gaze unde îi spusese vânzătorul că e contract pe casă pentru o reclamație și o cerere de intervenție și vreau să-mi imaginez, adică îmi imaginez discuția în momentul între proprietar și operatorul sau operatoarea de la call center. Asta reclamând că i s-au oprit gazele și să facă ceva. Și asta spunând, dar nu aveți, adică acolo nu există, nu aveți gaze la adresă. Era tare să fi spus, vedeți că se oprească și apa imediat. Da. Deci nu, să nu înțelegem ce avarie poate să fie, că nu avem de la ce să fie avarie, că nu există gaze. Știți? Nu. Dar omul a insistat, că el a avusese gaze până de curând și acum nu mai avea. Deci i-a fost trimis o echipă să verifice problema. Și au venit specialiștii, au luat-o din aproape în aproape, după țevi, practic. Și au ajuns la adevăratul furnizor de gaze. Gaze, câteva buteli acum goale, care fuseseră îngropate în grădină, ca să dea ceva combustibil în central un timp. Băi, ce tare e asta. Ideea este genială. Da, legate în serie. Ei, vezi că e o lucrare acolo, adică și-au dat interes, puteți să-i pună doar o butelie. Da. S-a lucrat, s-a făcut treabă. Dar era și un cost. Au zis să treacă iarna, bă, oameni, nu ce scrocește. Bă, să treacă și asta iarna, pune-i, câte buteli punem? Pune-i 4. Hai, 6 le legăm în serie, facem frumos. Nu știm cât ori fi fost. Da. Era și un contor de gaze acolo. I-au pus și contor? Da, da. Băieți au lucrat ca lumea, mă. Să dea impresia că măsoară ceva. Incredibil. Surpriza cu butelile, scrie gazetarul, i-a dat de gând proprietarului, așa că s-a apucat să cerceteze mai atent și restul casei. Și a descoperit în pod câteva rezervoare în care încă mai era apă. O piscină. Și baie. Eu să ajungi niște canistre cu apă. Deci, practic, era o locuință complet independentă energetică. Da. Și din punct de vedere al consumului de utilități. Și, mă rog, acum înțeleg că e o plângere la poliție. Pe de altă parte, mă gândesc, situația este atât de bizară și de ireală, încât mă gândesc dacă poate fi adevărat așa ceva. Băi, e și o parte bună treaba asta. Sigur nu i-au trimis nici unii, nici alții factură. Adică nici pentru apă, da, nici pentru gaze n-am mai plătit nimic. Mamă, dar ce ieftină e apă aici, nu vine nicio factură. Da. Bun, nu cred că a durat foarte mult. Deci, bun, orice om responsabil când își cumpără o locuință, se duce, verifică care sunt contractele sau așa cred. Există și oameni care se bucură. Poate că a cumpărat-o a fost chilipir. S-a gândit că a dat lovitura. I-o fi zis ăla, proprietarul, mă gândesc, nu știu, i-o fi zis că facem contractele mai încolo. Poate i-a plătit un avans mare și a zis, hai că încheiem. Că da, mă, nu te gândești că dacă te duci și te muți undeva și îți dă la drumul, se face țac, la aragaz, uite, curge apa, te mai gândești, nu te gândești că ar putea fi vreo cheiță de genul ăsta. Nu te gândești. După aia spui, da, să preiau și contractul. Da, 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 ne întâlnim și îți dau acte, nicio după problemă. După la revedere, după ce ai semnat, ești pa. Contract. Dar nu te gândești, adică eu nu m-aș fi gândit la chestia asta. Bun. Și mai ales că, bănuiesc că era casa nouă. Că dacă te muți într-un apartament unde așa, poți să verifici în ideea în care să nu-ți lase la datorii și să ai
vreo problemă după aia să preiei contractele, da. Dar la casă nouă... Teoretic te duci la notar, adică teoretic îl poți să-l identifici, nu? Pe ăla de la care ai cumpărat. Că te duci la notar, se face contract, se verifică buletinul, acte și așa mai departe. Dar poate că ăsta s-a bucurat la chilipiri, a dat banii, ăsta da. I-a dat cheile și a zis că hai că ne mai vedem. Și, da, acum, da. Și după aia caută-l, s-ar putea să nu vrei tu să-l cauți, acum depinde. Și asta e adevărat. Nici nu este chiar atât de scump, adică atât de îngrozitor de scump să tragi gaze și poate curent. Poate nu, dacă nu sunt gaze în zonă, s-ar putea să fie scump. Dacă nu sunt gaze în zonă, da, e nasol. Și dacă nu e canalizare. Dar altfel, dacă sunt gaze și e canalizare, problema este mai degrabă de timp. Adică aștepți cu lunile să se execute lucrarea respectivă, care costă niște mii de lei, adevărat. Dar nu este, adică în momentul în care ai cumpărat o vilă, presupui că dai cel puțin 100 de mii de euro. Unde ai dat 100 de mii de euro, mai mergeți mai dai câteva mii. Ce scriu ascultătorii. Zice că și la ea și-a fost un caz, nu unul cred. Care am fi niște țevi în pământ, le-a vopsit cu galben și pe urmă a vândut terenul ca fiind cu gazele trase. Și a luat un super preț. Iar mai mulți ascultători ne spun că e veche rău schema asta cu buteliile și eu n-am auzit apa ascunsă în viața mea. Da, nici eu, dar uite, sunt trei mesaje unul după altul. E veche rău, domne, asta cu casele cu butoi, un pot și butelia ascunsă și contor montat la poartă ca să-i păcălească. Uite, noroc că lucrăm la radio, că mai aflăm lucruri. Bine, mă, dar bun, și se întâmplă așa ceva, nu te duci după aceea la poliție, nu-l cauți pe ăla, nu-l bagi în pușcărie pentru șelătorie. Poate nu vrei să-l cauți, ți-a mai zis, poate mai bine îl lași în pace. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.